Cea de-a doua sesiune a examenului maturității a început ieri cu evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română. Absolvenții claselor a 12 și a 13, care nu au reușit să obțină o notă de trecere la prima sesiune a bacalaureatului din acest an, au intrat ieri, 16 august, în cea de-a doua sesiune a examenului național pentru a susține proba orală la limba română. Purtătorul de cuvânt al inspectoratului școlar al județului Hunedoara, Claudia Anca, spune că la bacalaureatul de toamnă s-au înscris 607 candidați din din promoția 2015-2016, în timp ce alți 300 de candidați sunt din promoțiile anterioare. Examenul național va fi susținut în trei centre de examen, care vor fi organizate la nivelul județului. Colegiul Tehnic Transilvania din Deva, Liceul Tehnologic Constantin Bursan din Hunedoara și Colegiul Economic Hermes din Petroșani. Și de această dată, examenul va fi supravegheat video. Calendarul examenului de bacalaureat, sesiunea de toamnă, cuprinde evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română, proba A, și evaluarea competențelor competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă, Proba B. În intervalul 17-19 august va avea loc evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională, Proba C, între 18 și 19 august evaluarea competențelor digitale, Proba D, iar în 22 august vor începe probele scrise cu cea la limba și literatura română. În 23 august va fi susținută proba la limba și literatura maternă, o zi mai târziu proba obligatorie a profilului în 26 august proba la a profilului și a specializării, iar în 29 august vor fi afișate rezultatele. În aceeași zi, între orele 16 și 20, elevii nemulțumiți vor putea să depună contestații. Rezolvarea acestora se va face între 30 și 31 august, iar în 1 septembrie va avea loc afișarea rezultatelor finale.